Se consideră funcția f de fintă per cu valoare în R, f de x egal cu 7 minus x. Să se calculeze produsul f de 1 ori f de 2 ori f de 7. Observăm mai întâi că ecuația f de x egal cu 0, adică cine? 7 minus x egal cu 0, are soluția x egal cu 7. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că f de 7 egal cu 0. Să și observă, 7 minus 7 este 0. Prin urmare, în produsul nostru P, să zicem, F de 1 ori F de 7, ce obținem? El se scrie F de 1 ori F de 6 ori, păi F de 7 este 0. Păi având un produs egal cu 0, egal cu 0 și problema este încheiată.